Iar deitul acesta, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut interacțiunea dintre cei trei, mi s-a părut că erau foarte relaxați. Mi-a plăcut ce a spus Maria și anume că nu l vede pe Antonio într-o relație cu ea, și că cumva îl vede doar ca un prieten, ca un om cu care se poate simți bine, să râdă, să glumească, și că au uh, chestiile lor așa, nu știu, feeling-ul lor așa spre prietenie, și eu am simțit asta. Și nici eu nu cred că Maria ar putea să aibă o relație gen de căsătorie sau o, o familie cu Antonio. Sincer, nu cred. Bine, eu nu-l văd pe Antonio nici și cu Giulia. Mai ales după ultimele zile. Doamne, doamne! Puf, sper să avem nominalizări de fete și cumva să se vadă acțiunile băieților. Eu cred că Julia nu este potrivită pentru niciun băiat din casa Mireasa. Nu mi-aș dori sub nicio formă să intre într-o relație cu Robert. Vom vedea ce va fi.